cercetat pentru pornografie infantilă prin sisteme informatice și act sexual cu un minor. Este vorba despre un bărbat de 28 de ani din localitatea Oprișor, județul Mehedinți. Din cercetări se pare că persoana în cauză ar fi determinat o minoră să întrețină raporturi sexuale cu acesta în repetate rânduri, cu scopul de a produce materiale video pornografice. Ieri, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate din Mehedinți, împreună cu procurorii DICOT, au efectuat o percheziție domiciliară în localitatea Oprișor, județul Mehedinți, la un bărbat de 28 de ani, bănuit de pornografie infantilă prin sisteme informatice și act sexual cu minor. Persoana ar fi creat un cont anonim pe o platformă de socializare prin intermediul căruia au fost distribuite în spațiul public materiale videopornografice. Din cercetări a reieșit că în perioada 2020-2021, persoana în cauză ar fi determinat o minoră să întrețină raporturi sexuale cu acesta în repetate rânduri cu scopul de a produce materiale videopornografice. Ulterior, bărbatul ar fi creat un cont anonim pe o platformă de socializare prin intermediul căruia au fost distribuite în spațiul public imaginile video obținute. În urma acțiunii, polițiștii au ridicat în vederea indisponibilizării două telefoane mobile și un hard disk. Procurorul de caz a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de bărbatul de 28 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de pornografie infantilă prin sisteme informatice și act sexual cu un minor. Urmând ca în cursul zilei de astăzi, 25 iunie, să fie prezent instanței de judecată cu propunerea de arestare preventivă.